Salut! Astăzi am pregătit o ciorbă de cartofi de post. După cum știți, astăzi este zi de post și am să fac ceva de post. Haideți să vedeți cum am făcut-o. Începem prin a curăța cartofii de coajă. Pentru ciorbica de cartofi am luat niște cartofi noi. Să fie mai mărișor, să le curățe ușor, curățăm bine de toate imperfecțiunile. Curățăm bine pe toate părțile, curățăm și pe următorul. Astăzi este o zi de post și am să facem și o rețetă de post. De ciorbă. Simplă, ușor de făcut, gustoasă. După ce terminăm de curățat cartofii, lăsăm în apă rece și spălăm bine. La această ciorbă avem nevoie niște cartofi, un pic de țemină, un morcov, niște ceapă și cam atât. Niște bulion, de fapt, mai trebuie. Cartofii am curățat, am băgat în apă, îi spălăm bine și îi lăsăm în apă rece să mai stea. Între timp adunăm de pe masă. Lăsăm țelina acum. Semină potrivită. Dați un follow că nu vă doare mâna. Follow. Urmăriți-mă pentru mai multe rețete. Distribuiți clipurile cât de mult și pe TikTok și pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, unde vedeți, să ajungă la cât de mult, mai multă lume. Nu vă costă nimic. Așa putem face o comunitate frumoasă. Și mă ajutați și pe mine să gătesc pentru voi, să vă învăț din ce știu eu câteva rețete. Și nu numai rețete. Am curățat și morcovul. Punem și... Acum trecem la partea plângăcioasă. Curățăm ceapă. O jumătate de ceapă, mie nu-mi place foarte multe ceapă să pun, dar e de gust, cam ce face. Ceapa am curățat-o și acum ne apucăm să o tăiem. Ia să vedem dacă putem să-i facem o chestie aici. Așa. Mergem aici pe culoarul ei, încă una, încă una. După aia facem aici niște tăieturi. Cât de mărunt pot eu să o tai și pe unul așa. Din doi în doi, nu e foarte mărunt, dar cât se poate de mărunt. Între timp am terminat ceapa de tăiat mărunt cât se poate. Și într-o cratiță, într-o oală, punem un pic de ulei la încins. Aici am pus un pic de ulei și acum o punem pe foc. Facem fâșii așa și după urmă așa. Nu foarte mărunt să se simte că mănânci. Nu? Să gustăm și un morcov. Mamă! Ne ocupăm de țelina. Tăiem țelina
Imediat uleiul încins. Gata. Morcovii, țelina. Acum le punem pe foc. Uleiul s-a încins deja și acum adăugăm ceapa. Să se călească bine. Amestecăm bine în ea. Și o lăsăm la foc mic. Până se călește ceapa și ne apucăm să curățim cartofii în cuburi. Luăm așa mai mare. Ia uite așa. Mare. Și putem lua negru. Aici unde vedem negru, curățăm. După cum vedeți, ceapa se călește, e frumos, se face rumen, am lăsat la foc minim de un pic mai tare focul. După cum vedeți, ceapa aproape e călită foarte bine, am dat un pic focul mai tare. Adăugăm și restul legumelor, țelina și morcovii și lăsăm pentru câteva minute. Adăugăm și o lingură de boia pentru culoare. O lingură, avem cu două lingurițe. Și turnăm apă, punem apă. Cam 2 litri de apă. Și apă. Pe urmă o să adăugăm cartofii, încet. O să adăugăm și o linguriță de bulion pentru gust. Și lăsăm să fiarbă pentru 20-25 de minute. Adăugăm un pic de sare pentru gust. După vreo 5 minute. Aici adăugăm o lingură de tarhon, oțet cu tot, pentru gust, pentru acreală. Ciorba a început să fiarbă. Până sunt moi, oprim focul, punem capacul și o lăsăm să se răcească și degustăm să vedem ce am făcut. Verificăm cartofii. Cartofii s-a aproape fier, după cum vedeți, intră foarte ușor în el. Lucudița. Îi punem capacul și o mai lăsăm 5 minute să fiarbă și pe urmă oprim focul. Urmăriți-mă pentru mai multe rețete, eu o să postez la 2 zile. Vă aștept pe canalul meu de YouTube, de TikTok, pe Facebook, pe Instagram. Marian Bârsan, sunt peste tot. Și acum oprim focul. Și o lăsăm să se răcească.
Ciorba este gata. Ia uitați. O stat 2 minute la să-și ia toate sucurile. Ia uitați și frumos. Fiartă tot ce trebuie. Ia să ne punem și să și în castron să se răcească un pic. Și culoare frumoasă are. Să o degustăm, să vedem cum e. Lăsăm să se răcească un pic. După cum vedeți, ciorba s-a răcit. Hai să o degustăm, să vedem cum a ieșit. Mamă! Extraordinar de bun. Îi punem niște tarhon. La mine în zonă se folosește și tarhon. Mie îmi place să fie un pic mai acră. Și luăm cu un ardei dute de ăsta roșu. Nebunia. Mulțumesc că m-ai vizionat videoclipul până acum. Ce să zic? Urmăriți-mă în continuare și pe celelalte canale. Hai noroc!